Seceta a îngenunchiat agricultorii în județul Dolj. Căldura cruntă a uscat culturile tradiționale, dar a creat condițiile perfecte pentru plantele exotice. În stațiunea de cercetare de la Dăbuleni, curmalul chinezesc o duce foarte bine. Sunt dulci, gust de măr, crocant, sunt foarte bune. În ciuda căldurii extreme și a lipsei ploilor, plantația de curmal chinezesc arată extraordinar, iar specialiștii stațiunii de cercetare de la Dăbuleni sunt foarte încântați de rezultate. Această specie Ziziphus jujuba se simte foarte bine în aceste condiții, strălucește, producția este normală, ceea ce ne dă speranță pentru viitor că stațiunea va veni cu o specie nouă pentru România. Producția anul acesta este una foarte bună, de exemplu, angajații de la această stațiune au recoltate de la un singur copac peste 20 de kilograme de fructe. Fermieri din toate colțurile țării au venit să vadă cu ochii lor minunea și să afle mai multe despre avantajele unei astfel de culturi. Arată super, arată super. Mă tentează să fac. Am o plantație de smochini în Alexandria, în Telorman. Și v-ar deranja și asta? Da, da. M-a convins pur și simplu prin felul în care arată și prin gust și poate potențial economic, am auzit că se face și rachiu din el. Înființăm și culturi de curmal. Înlocuiți roșiile cu... Păi când o mai putea, o să le înlocuim, ce să facem? Plantația de curmal de la Dăbuleni se întinde pe 2 hectare, iar 1 kilogram din aceste fructe se vinde cu